Bun găsit, dragi iubitori ai sportului, sunt Alexandru Vârtosu și vă invit la repriza de Sud. Astăzi vom vorbi despre fotbal, despre CS Universitatea, în mod special, avându-l invitat pe directorul tehnic al echipei, domnul Sorin Cârțu. De asemenea, în studio se află și colega mea de la Gazeta de Sud, Daniela Mitroiochea. Bună seara! Bună seara! O să începem cu cea mai grea întrebare, domnule Cârțu. Cum e în vacanță? Ați apucat să vă dați seama cum stau lucrurile? Și altfel, așa, mai relaxant? Sunt obișnuit cu vacanțele astea și scurte, așa, de vară la fotbal. Așa că nu e o surpriză pentru mine că asta e o vacanță scurtă și era binevenit, așa, să-ți mai iei o pauză de, cum avem acum, de 2 săptămâni, puțin să te detașezi de stresul competiției. Pentru că, într-adevăr, a fost o competiție stresantă, cea mai stresantă, așa, din ultimii 15-20 de ani a fost campionatul ăsta. E campionat de fotbal românesc. Asta chiar a fost stresant, pentru că au retrogradat multe și interese majore, toată lumea vrea să fie la masa bogăților, să fie la nu, în divizia. Și de aici au ieșit. Mi-a plăcut așa competiția. Adică a fost una reușită. Numai faptul că s-a și retrogradatele și câștigătoarele s-au făcut exact pe ultimele, de mult s-a întâmplat în România și așa. Pentru că tot ați atacat acest subiect, ar fi fost bine să fi rămas tot 18 echipe și să se meargă tot cu 6 retrogradate? Depinde ce e bun și sistemul pe care depinde ce vrei să faci. De exemplu, dacă calitate, vrei să scoți în evidență calitatea, din punctul meu de vedere este bun sistemul ăsta cu play-off, play-out. Pentru că o să fie, în special în partea, multe meciuri de calitate. Special după ce să face aia sau să divizează, nu? Cei cu play-off și play-out. Acum, la nivel de țară, sigur, și ca fond de jucători, e mai bun când ai mai multe echipe. Că ai un fond mai mare de jucători și normal, acum ar trebui ca toate echipele să apară cu loturi de jucători îmbunătățite și care să oferă o calitate mai bună de fotbal. Pentru că, gândiți-vă că 6 echipe au retrogradat, cei mai bune de la aceste 6 echipe să ducă la celelalte. Cam asta ar fi ideea unui play-off, play-out. La asta ți-am spus, ca fond de jucători așa, e mai bine când ai mai multe echipe. Dar totuși, modul de desfășurare al competiției cred că ar fi trebuit schimbat. În punctul meu de vedere, a fost mult mai bine ceva cu baraje. Chiar așa în... Mă referiți la baraj cu echipele din... Și cele care sunt pentru promovare, retrogradare, baraje pentru cei care trebuie să joace în cupele europene, chiar dacă... Doar să lași campioana, cea care a câștigat, aia nu trebuie să mai intre în niciun fel de braj. În rest, tot ce, să zicem, 2 cu 3 sau locul 2 cu locul până la locul 5, să joace între ele și să-și dispute, pe punctul care să-și dispute, eu știu, ierarhizarea pentru cupe europene, relate la spate, tot așa. Nu retrogradare, 4 direct. Tot timpul mie mi-a plăcut competiția când a fost atunci cu 2 retrogradate și 2 la baraj. La baraj, da. Pentru că toate, să ține competiția vie până la sfârșit. Cei care sunt la retrogradare, cei 2, încearcă pe ultima sură, cele 2 care trebuie să retrogradeze direct, încearcă întotdeauna să prindă barajul. Da. Cele care sunt pe poziții de baraj încearcă să scape de baraj, că nu se știe niciodată când joci jocuri eliminatorii sau asta. Altele încearcă să evite pozițiile respective de baraj și așa mai departe. Se pare o competiție mult mai vie decât situația, dom'le, retrogradează 4. Păi sunt bun, uite cum au fost acum, retrogradează 4 sau știu vreo 2 de 6-7 și să fi vrut 80, să mai 80, 80, 80 etape înainte. Dar așa, dacă să zicem, apropo de Oțelul și Ceahlău, deși și ele ați văzut că au făcut niște rezultate surpriză, să zicem, Oțelul cum a bătut pe Ceahlău pe noi, Oțelul pe Steaua, și în poziții de retrogradat. Da, așa este. Dar dacă erau cu victorii respective să prindă pozițiile de baraj, îți dai seama, erau și mai... Adică competiția era ținută în viață mult mai devreme. Da.
sau Rapidul pe ultimele meciuri. Ce a fost Rapidul până atunci, pe urmă, când n-am mai avut șanse, când s-au anunțat, deja au căzut. Așa, dacă aveau șansa barajului, stai să duci competiția. Nu, mai, la modul ăsta aș vedea eu, dacă sunt 18. Sunt și pentru una și pentru alta, nu mi-ar displace. Zis, dar făcut în așa fel încât competiția să suscite interes puternic. Dar la calitate, în general, asta este play-off, pentru că sunt mai multe, vor fi mai multe meciuri. Asta, de exemplu, într-un play-off ești cu Steaua, cu Dinamo, să spunem, tu, Craiova, să luăm cazul nostru. Da? Pentru play-off, nu? Cu Steaua, cu Dinamo, cu știu, CFR Cluj sau ce mai la ce Astra sau sunt meciuri mai multe care le joci. Altfel, calitatea unui meci cu Universitatea CFR sau Universitatea Dinamo, Universitatea sau așa cum au și fost. Și alta a fost, eu știu, calitatea unui meci Universitatea cu Brașov, spunem, sau ce am mai jucat noi cu Iași sau Universitatea Astra, cum a fost iară partida destul de echilibrată și, eu știu, așa din punct de vedere al conținutului tactic. Sunt altfel întâlnirile cu jucători de calitate. Ați fost permanent angrenat în fotbalul românesc. V-aș întreba cum considerați acest sezon încheiat de Liga 1. Este mai bun, mai slab decât celălalt? Asta a fost cel mai interesant dintre toate până acum. Prin dramatismul lui. Așa, în ceea ce privește calitatea, eu știu, jucătorilor sau asta, sigur... Spun asta pentru că ne uităm la un jucător gen Ndoie sau Sâmbătean la o vârstă... Asta spun, deci calitatea asta sunt, este normal, sigur, nu știu, nu mi se pare normal, dar de la an la an e mai, calitatea jucătorilor mai scade. Dar este și o stare socială, spun, a României, care trebuie să înțelegi că, eu știu, prezența anumitor jucători, deși sunt mulți care, sau poate de aici a ajuns și situația asta de insolvență, pentru că au fost mulți cu foarte mulți bani, salarii mari, și care nu se și justificau într-un fel așa calitatea lor pentru acei bani. Din punctul meu de vedere, cred că România ar trebui să treacă o perioadă din asta așa de structurare, o structurare puternică, din asta așa radical, o anumită perioadă, până să-și pună baze, să meargă mult pe autohton, pe jucători tineri. O plafonare a salariilor la un nivel mai... Absolut. Deci, asta o structurare. De asta, la modul ăsta, pentru că asta este starea socială a țării. Și în timp să mergi pe organizare din asta de mai bună, de academii, de infrastructură, să ofer niște posibilități din așa de a crește. Chiar dacă cu riscul de a merge an bun, să spunem, 10-15 ani, dar atunci începi să te echilibrezi. Un exemplu de asta a fost Germania. Da. Ce ți aminte? Că noi eram cu câte 7-8 echipe prin cupele europene și ei erau, îi băteam, dar se făcuseră niște greșeli. Au zis stop, dar era o perioadă în care, ți-am spus, se restructurau și creșteau viitorii jucători care au apărut acum în ultimul timp. Fac cazul cu lor campioni mondiali și așa mai departe. Au acaparat, practic, fotbalul spectacol. De asta vă spun. Deci, ca să mergem, ar trebui, după mine, o restructurare din asta. În ceea ce ne privește, iată, ocupăm un loc 5 mai mult decât meritat. Am avut așa nuanțe de performanță. La un moment dat visam chiar la locul 2. Bine, la noi de fiecare dată când am jucat pe asta, am prins și niște momente dificile, când am avut meciuri din astea decisive pentru a accede la, ce ai spus, locuri din astea mai bune, sau, eu știu, năzuinți din astea așa, năzuinți mai elevate, mai elitiste, ne-au dat în cap, am primit bătele în cap. Ba că n-avem voie în cupe europene, ba că primește, reprimește cele 24 de puncte CFR-ul. De fiecare dată. Așa este. Știi, când ne puneam, eram pe o stare din asta psihică bună și un tonus bun așa pentru joc, pentru un lucru din asta mai să ne depășim într-un fel ceea ce ne propusesem. De fiecare dată ne-au venit acele bâte. N-am știut nici noi și să gestionăm bine acest lucru.
din punctul meu de vedere, este, cum să spun, nu ca un alibi, este plauzibil acest lucru, pentru că crește de că este o echipă care s-a format anul trecut, foarte mulți jucători noi veniți. Sunt unii dintre ei, au mai jucat în divizia, unii dintre ei mai puțin, pentru că gândești, Vătăjelul, Bancu... Au fost care n-au avut contract deloc. Care n-aveau, erau la primele jocuri în divizia A. Băluță, cu jocuri puține în divizia Helghele, Giu, sunt mulți, așa dacă e să nu. Cei care au venit mai cu, care au mai jucat în divizia, n-au fost pe la echipele lor, să spunem că au fost niște jucători, niște lideri din astea de echipă și au venit aici și au preluat, eu știu, atribuțiile de lider și în echipa respectivă. Și am gândit, eu știu, cum e Frăsinescu sau... și Târnăcop sau Achim sau ce jucători așa au mai prezentat noi în această echipă, Purelea sau Ferfelea sau, că jucători cu nu cu state din astea așa puternice pentru echipe de divizia, dar împreună așa în grup s-a făcut la un moment dat s-a făcut acest grup, s-a plecat la drum. Acum știți foarte bine că s-a mers prost o perioadă aia de 6 etape, am venit noi. Noi până la urmă am reușit așa să ați reușit o serie incredibilă de 19 meciuri fără înfrângere. S-a lucrat bine, s-a muncit bine și ei, și noi, și ei. Au ascultat de ceea ce am spus noi. A fost și șansă, a fost și șansa de partea noastră, pentru că au fost anumite și în special primul meci, meciul cu ăsta, cu Oțelul Galați, a fost meci. Spuneați că a fost mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu, deci a fost meci cu multă șansă așa pentru când l-am câștigat. Și asta. În rest, după aia au venit, s-au legat, a fost prima victorie, după aia s-a legat și una după alta s-au strâns așa multe, multe succese. Spuneați că este vorba de o ierarhie corectă la finalul ligii întâi, dar în același timp ați avut multe meciuri pe care le-ați pierdut și la care domnul Sandu spunea că... Eu n-aș spune că e o ierarhie corectă. Așa, vă referiți la echipele din fața dumneavoastră, referindu-vă la primele patru. Calitatea cu echipelor respective este o calitate bună, o calitate nu neapărat superioară noastră, dar au jucători buni. În orice caz, așa, eu știu, ierarhizarea a fost de multe ori influențată și de anumite momente, eu știu, de factori din ăștia externi, problemele vis-a-vis de Astra, să spunem, partida directă, care, într-o care clar puteam să o câștigăm dacă ne dă acel penalti, mai clar decât au fost puncte pierdute și pe mâna noastră, dar și pe mâna arbitrului. Vezi, locul care îl ocupăm poate să fie și este și meritat și bun atâta și pe ce am putut, poate că puteam mai mult, nu știu cât este, dar sigur că întotdeauna e loc de mai bine. Eu spun că au fost niște momente în returul ăsta de campionat care au fost așa împotriva noastră, vis-a-vis de ceea ce ni s-a întâmplat în tur. Și ți-am spus, partida cu Dinamo mi s-a ratat foarte mult și am avut posibilitatea cu Chiajna, partida cu Astra, în care, sau cu Mediașul, care s-au pierdut niște puncte pe greșeli de arbitraj. Am avut situații din astea în care am fost clar dezavantajați și puteam să... Partida cu Chiajna, iar puncte pierdute coroborate într-un fel așa și pe, i-am dat într-un fel șansa arbitrului să o comită sau să greșească împotriva noastră, deci noi puteam să, trebuia să fie închis meciul de mult pe jocul care îl aveam și cum era la dispoziția noastră. Și apoi au venit acele sincope cu... Ratările de la Piatra Neamț care au dus la... La bine, astea sunt la sfârșit, ăla poate, așa cum au fost rezultatele în ultimul zi, nici nu mai conta. Victoria de la Piatra Neamț nu ne ajuta cu nimic. Până la urmă, doar că făceam cât 4-6 de puncte și tot aceeași era
cum să spun, clasamentul. Dar puteam să facem, ar fi putut, ți-am spus, să fie o altfel de ierarhizare dacă și era o altfel de desfășurare și noi altfel ne-am fi exprimat. Poate că nu se mai întâmplau nici sincoperele cu Brașovul, cu Iașiul, pentru că am avut și o perioadă foarte neagră, perioada Iași-Brașov, Brașov-Iași-Botoșani. Dar sunt, vrei să spun ceva, în fotbal să... Din punctul, eu le înțeleg, pentru că se întâmplă și lucruri de ăștia. Am spus, e o echipă nouă, înființată cu puțină experiență așa de joc împreună. Au mers așa cum au mers și 19-20 de meciuri împreună. Nu puteai să o duci la infinit și să mergi, nu știu câte, 25, 27, 30, să mergi toate meciurile. Pentru că așa este, e normal. Dar credeți în cele 19 meciuri? Au venit 11, 12, 13. Ați luat tot așa, calup după calup, da. Pe noi, adică ne-a plăcut sau plăcut surprins așa, pe urmă început să ne învățăm. Știam că puteam să mergem mai mult în retur. Dar în turul campionatului, ce ni s-a întâmplat în turul campionatului, a fost așa chiar o surpriză plăcută. Dar ți-am spus, a fost cu tot o altă echipă, e clar. Și altfel de presiune, cea ultimului loc, a locurilor din spate. Da, dar sigur, vezi, desfășurarea întotdeauna în turul campionatului e diferită față de retur. În retur echipele se mobilizează altfel. Știu că este un timp mai scurt ca să mai facă puncte. Se îmbunătățesc calot, toate echipele s-au îmbunătățit calot. N-a fost da, absolut toate și cele care erau la retrogradare mai rapid, uite-te la Rapid și parcursul lor și câte puncte au făcut și câte au făcut în retur și sigur că pe urmă și desfășura și meciurile sunt de alt mod, altă stare de spirit, altfel de concentrare, pentru că știu că cu cât se trec meciurile cu atât le rămâne timp mai puțin pentru a îndrepta. Da. Atunci este și mai dificil. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și vorbim despre ce va face CS Universitatea în viitorul apropiat. Undeva la 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice, între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Am revenit în studio și reamintesc că l-avem alături de noi pe Sorin Cârțu, antrenorul formației CS Universitatea Craiova. Domnule Cârțu, iată, Bălgrădean a reușit, odată cu venirea sa, să preia poarta Craiovei și să fie într-adevăr un înger păzitor. Doar Brac l-a concurat așa mai serios. De altfel, Brac a și reușit să plece în această vară. O zucă concurență. Vezi, după, odată cu venirea noastră, în perioada asta, sau după ce a început campionatul, au mai venit niște jucători. Au venit Brandan înainte. Brandan, Bauab. Bauab și Bălgrădean, cam în perioada în care am venit noi, plus Târnăcop.
adică lotul echipei s-a mai îmbunătățit față de cel care a plecat. Fost jucători care s-au integrat foarte bine în angrenajul echipei și în grupul nostru. De fapt, reușita noastră la momentul respectiv și rezultatele la din tur a fost tocmai unitatea asta de grup și modul, eu știu, disciplina de joc și organizarea jocului foarte bine făcută și cu respect așa de iar poarta n-a mai greșit, ce să mai... Deci au fost câteva meciuri la început cu Petrolul. De exemplu, în situația în care în retur am primit 6 goluri, în turul campionatului am primit 6 goluri, dintre care 4 din penalti, 4 sau 3 din penalti, nu mai știu. Da. Deci a fost o organizare de joc foarte bună și bine respectată așa de jucători. Jucătorii cu calitate, și Bălgrădean, și Brandan, și eu știu, și Bauab, și au ajutat foarte mult echipa. De fapt, ai văzut Brandan, lipsa lui Brandon, s-a văzut imediat, da. În momentul în care a fost accidentat, Bobby, golgeterul echipei, are 9 goluri. Deci una peste alta au fost așa niște transferuri reușite și care au ajutat echipa. Defensiva a început foarte bine odată cu venirea dumneavoastră, de altfel Vătăjelul este singurul care a... Eu nu sunt chiar atât de mulțumit, să știi, nu mulțumit. Pe final, dar la început a fost... mulțumit de partea asta, modul în care au fost organizați așa și cum au răspuns în turul campionatului și pe partea de retur până la meciul cu Chiajna. Deci chiar începând cu meciul cu Chiajna nu mai s-au făcut multe prostii și am oferit așa multe șanse adversarului și de-aia și rezultatele care au fost. A fost așa o superficialitate în a-și desfășura, știu, caracteristicile postului anumit jucător și asta s-a văzut în acea unitate de grup care ți-am spus că a fost cartea câștigătoare a noastră. Tot atât am jucat ca un grup unit și respect așa unul față de celălalt, au fost rezultate. Dumitraș a avut aportul pe care l-ați dorit dumneavoastră? N-a jucat foarte mult și intră într-un compartiment din ăsta de apărare, în care omogenitatea este prima caracteristică care trebuie să, eu știu, sau prima calitate așa care trebuie să caracterizeze un aportul unui compartiment și exprimarea lor. A avut și o concurență mare în Achim. Au fost și situațiile ăștia de pregătire de iarnă, când el a lipsit atunci când trebuia să punem la punct relațiile de joc, s-a plecat începutul de retur în acea formulă, nici n-au fost înfrângeri, au fost meciuri care ori s-au câștigat, ori s-au terminat. Nu puteți să stricați angrenajul echipei? Doar absolut, absolut. Și apoi ușor, ușor, de fapt cam așa se spune când vine cineva în echipă, e bine să stea puțin pe bancă, să vadă cam ceea ce joacă echipa și ceea și apoi să știe cum e. Un jucător cu calitate și care poate să ajute, este o concurență în postul respectiv și care va fi mai bună la va juca. Dar vezi, și el a avut și niște probleme din astea, poate care i-au și dăunat în exprimarea lui și care mai târziu ai văzut s-au materializat prin asta, prin operația care a avut-o la picior. Menisc. Sunt curios acum să vedem când, după vacanța acum, cum se va prezenta și cum va recupera, cum va decurge recuperarea și a musculaturii a piciorului și el cum își va recupera timpul ăsta. La mijlocul terenului am avut adevărați luptători și aici mă refer în primul rând la Madson, care cu multe cartonașe a ținut piept atacurilor adverse. Brandan, de asemenea, a stat și el de câteva ori pe marginea terenului, fiind suspendat sau accidentat. Mateiu a încercat să suplinească pe cât posibil Băluță, în schimb,
un jucător care mie unul îmi place foarte mult, aleargă foarte mult, dumneavoastră îl certați cel mai des. Cum îl... E, nu că îl cert foarte mult, este și un jucător tânăr, sigur, are niște calități. Dar el a fost învățat și pe un anumit mod de a juca într-o anumită parte, trebuie să înțeleagă și anumite caracteristici ale a ceea ce juca echipa. Și ți-am spus, e și tânăr, este în perioada în care trebuie să acumuleze și atunci sigur îi adresez mult mai multe, nu că reproșuri, dar corectări de tipul... Vezi mai multe pretenții de la... Și mai multe pentru că ți-am spus, este un jucător care are posibilități să crească. Părut și într-o zonă acolo în care, eu știu, activa un jucător care nouă ne-a plăcut mult și a dat satisfacție, mă refer la Mason, la ăsta, la Bancu. S-a întâmplat acel necaz. Asta, de fapt, a fost un... numai o pierdere și pentru el, dar și pentru exprimarea mai tehnică sau mai elevată a echipei, aduce balonul în față prin ieșirea lui. A trebuit să ne adaptăm după aia pe jucătorii care aveam pe un alt stil. Deci, de exemplu, pe caracteristicele lui Băluță, că el a apărut mai mult acolo. Da. Băluță e un jucător care poate să mai apară și în alte zone. Poate să apară și în zona unui vârf retras. Și l-am încercat, dacă ai văzut, în iarnă, în meciurile de pregătire și i-a dat satisfacție. E un jucător care, eu știu, poate să dea și mai mult. Mi s-a părut că a dat totuși pe atâta situație cât a avut, a dat foarte puține goluri, dar doar două goluri are din campionatul ăsta. Și atunci și certurile, de asta sunt și reproșurile, pentru că poate să apară în față pe eu știu... Odată cu maturizarea lui, poate deveni și un lider al echipei. Este unul dintre puținii craioveni ai... Cine, Băluța? Da. Nu știu, un timp care va fi la e, nu pot să te, cum să spun, să te pronunț acum ceea ce poate să facă în 4-5 ani. Depinde și de, eu știu, gradul lui de conștientizare, da, a ceea ce înseamnă fotbalul profesionist și ceea ce trebuie să faci în fotbalul profesionist. Apare destul de repede și poți să dispar tot la fel de repede. Dacă îl tratezi cu superficialitate sau, eu știu, ai superficialitate, să zicem, nu de altceva. Că uite, meciul de la, cel mai bun exemplu e meciul de la Piatra Neamț. Deși echipa nu, zic că nu au tratat superficial partida. Ei au vrut, dar prea, cu multă dorință și cu, eu știu, a creat o presiune, nu, a creat o precipitare asupra lor și atunci și interpretarea fazelor a fost în favoarea adversarului, pentru că e inadmisibil să faci par de vreo 12 ori în fața unui portar debutant și să ai ocaziile... Au fost 4 meciuri, 4 faze de 1 contra 1. Așa ceva nu, deci eu de mult, am avut un meci de tipul ăsta, dar când eram antrenor în Grecia, am avut vreo 17 ocazii. Și meciul s-a terminat 1-1. Acolo a terminat 1-1. Acum am și luat bătaie în ultimul minut, știi? Da. Că... Ca să spun, apropo de fotbal. Fotbalul profesional nu poți să vii cu abordări de tipul ăsta, că imediat te pedepsește. Te pedepsește. Și, în general, când lucrezi și faci ceva după ureche la fotbalul profesionist, îți dă picioare. Imediat îți arată cealaltă parte, știi, a fața medaliei. Așa și cu... Asta apropo de Băluță, nu știu sigur ce va urma. De vos, de el depinde. Totul depinde numai, mai ales că este și un jucător, ți-am spus, e tânăr, are mult în... Poate să aibă și progres, poate și mai mare progres decât îl putem prevede acum, sau poate să se ducă în cap. Cum l-a simțit pe Bancu? Iată, a intrat în ultimul meci cu CFR Cluj. Mă bucur pentru el că și-a revenit destul de repede. Și-a înlăturat așa teama asta, pentru că prima dată când l-am băgat la meciul ăla de la Severin, la un meci amical, și am vrut să-l bag mai mult în teren, da, cu Reșița, am vrut să-l bag mai mult în teren,
20 de minute, așa, și era reținut. Adică vrea să joace, dar mai puțin. Era totuși frică. Și ușor, ușor, așa, treptat, treptat. Și din discuțiile cu el, și pe urmă și pe antrenamente, și pe ăla l-am văzut mult mai montat. De-aia am și, atunci a fost cu Piatra Neamț. Am evitat la partidele cu Rapid sau cu Iașu sau cu Brașov, pentru că erau meciuri de mult mare încărcătură și totuși am zis că să nu, da, poate, eu știu, sunt convins că ar fi reușit mai mult decât au reușit alții să sune la o partidă cum a fost cu Brașovul, chiar cu aglomerarea aia și eu știu, agresivitatea aia cu care jucau, ar fi reușit poate mai mult decât alții. E un jucător cu calitate și un jucător care scoate ușor adversarul din joc, pretează pe combinații, un așa de tip de, îmi place fotbalul de tipul ăsta, adică și pe jucătorii de lateral nu sunt, țin neapărat să aibă viteză, că nu mă interesează să aibă, eu știu, viteză, mă interesează să fie tehnic, să poate să intre în combinații, să intre pe zona centrală. Eu prefer mai degrabă jucători din așa decât de, cu viteză pe lateral sau că să centreze în careu și ce să facă, să sărim la cap, să dăm golurile cu capul neapărat. Prefer altfel de joc. Și el era un jucător și de aia și am ținut în momentul în care am venit, joc așa, în afară, vedeam și noi partidele cu universității, în primele șase, da. La, să știi că... Și vedeam, n-a avut o prestație deosebită Bancu așa și eram într-un fel așa și noi, nu că intrigați sau întrebam așa, ne puneam întrebări totuși de ce joacă sau ăla, că poate ar fi mai bine să joace mai, eu știu, treptat, venea de la divizia. Dar în momentul în care am intrat în fenomen în interior, știi, al clubului și la antrenamente și la... Și văzându-l comportamentului, mi-am schimbat și atunci am înțeles de ce Gane, eu știu, poate intra mereu cu el sau asta și atunci am gândit că trebuie neapărat să forțăm mai mult cu el, să forțăm cu el și să ținem, să tragem de el așa. Și am și făcut acel lucru și ne-a dat satisfacție. Un jucător la care ne așteptam mai mult așa, de la care ne așteptam mai mult. Iar apropo de ăla, că vorbeai de zona de mijloc, și să știi că bine, Mateu a venit după o accidentare și a intrat mult mai greu în formă. Un compartiment care în primă fază, așa, în prima parte a campionatului a dat mult, un randament bun, prin și o prestație bună a lui Brandan, cu organizator foarte bun al zonei centrale, și Mason a ieșit în evidență așa, și de fiecare dată când ei au jucat împreună și echipa a avut reușite și Mason ieșea în evidență. Când n-a mai fost Brandan, n-a mai ieșit în evidență, eu știu, pozitiv, și atunci el mai ia acele cartonașe galbene și depinde, au depins mai mult. Și la fel, și Mateu când a jucat cu Brandan a avut o evoluție, o altfel de evoluție, o evoluție mai bună. Deci din punctul ăsta de vedere strategic, așa, mult mai cerebral Brandan în poziția respectivă și ies ceilalți în evidență cu calitățile lor. Sigur. Ne așteptam ceva mai mult de la Cârstea, de la Adrian Cârstea, un jucător pe care chiar dumneavoastră l-ați promovat de la echipa a doua, v-a plăcut mult, l-ați urmărit înainte ușor, de promovare. Să aibă... A avut și el, nu știu câte evoluții, că nu știu, are, cred că 6-7 evoluții pentru început, e bine. Să ia mai treptat, era totuși un jucător care la un moment dat era pierdut așa, a recuperat câte puțin și cu timpul poate o să reușească să facă un altare și o concurență mare în zona respectivă, unde joacă. Că sunt tocmai jucătorii care ți-am enumerat înainte și lasă-o să... Campionatul ăsta a fost așa plin de foarte stresant. Nu prea aveai timp de nu știu ce experimente sau... și ăla făcea experimente, puteai să o pățești. Mai ales că noi în situația în care am venit nu am luat echipa de la început, am luat-o cu un deficit mare. De puncte erau numai 2 puncte, cu un minus mare, nu știu, 7 sau nu știu cât era la clasamentul adevărului, cu 4, cu 14. Deci erau 4 goluri marcate și 14 primite. Ori până la... Pe noi la un moment dat, cred că prin etapa
20 și... sau nu știu. Da, cred că... Cred că nu mai știu. La un moment dat aveam ceea ce jucasem noi. Pe ceea ce... pe perioada când eram noi. Aveam 27 de goluri marcate și 9 primite. Deci aveam de 3 ori goluri date mai mult decât da, primite. Da. S-a însemnat ceva pe perioada asta noastră ca organizare de joc asta. Adică până înainte de partida cu ceea ce ți-am spus, partida cu Chiajna, după care apoi a avut acea cădere, o cădere care, ți-am spus, din punctul meu de vedere, poate să este plauzibilă la o echipă nou formată, o echipă care o echipă este care de un an împreună, nu este cu jucători care nu sunt nu, cu mare experiență. Chiar și Steaua a avut căderea. Foarte, bravo, sunt foarte mulți jucători care au experiență de 25-30 de jocuri. Aca, Vătăjelu, Băluță, cred că sunt are mai mulți. 40, na, să zicem. Dar sunt în rest mulți care jucau în echipă, nu? Ne vom opri din nou pentru o scurtă pauză de publicitate. Undeva la 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice, între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Am revenit în studio, reamintesc că l-avem alături de noi pe Sorin Cârțu, strategul formației CS Universitatea Craiova. Am dezbătut până acum problema portarilor, sau mai bine zis, am făcut un bilanț al portarilor, al defensivei, al mijlocașilor. Acum trecem puțin și la atacanți. Iată, avem un Nuno Rocea care ne-a scos de multe ori. Numai puțin de 8 goluri a marcat jucător de altfel. Da, Nuno Rocea, Bauab 9. Bauab. Sigur, avem mai mulți marcatori, avem și tineri de perspectivă, mă refer la Ivan. Da. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre acest compartiment, cum vi s-a părut în această perioadă. L-aș fi vrut mult mai cu reușite pentru jocurile de casă. Este un compartiment ăsta de atac. Are o anumită structură, să fie structurat pentru un anumit joc și în jocurile de casă s-a observat acest lucru. Adică nu este structurat pentru un joc pentru un joc poziționat. Pentru că sunt atacanți care se exprimă bine pe spații largi și nu pe spații înguste așa cum au venit, eu știu, adversari masându-se în fața careului de 16 metri și așa se întâmplă când primim noi pe cineva. Bun. De altfel. Bun. Sigur, în componența atacului sau acestui compartiment, zicem, am avea și un jucător care se pretează pentru jocul ăsta pozițional. Spunem, vorbesc de Curelea. Însă, eu știu, prestația lui n-a fost, a început destul de bine relativ, adică eu știu la ce perioadă a fost la vremea respectivă, eu știu, degeaba era, el avea 3 goluri, să spunem, nu? 2 da. Cu viitorul și unul cu... Era principalul marcator atunci. Da. Și echipa avea 4... 2 puncte, 2 da, puncte și avea 4 goluri date sau 6 din 6 meci. Eu m-am bazat mult pe el în jocul nostru,
să, ți-a spus, treptat, treptat și evoluțiile lui au fost, eu știu, oscilante, contradictorii așa. Am avut, spunem, partida aia cu, așa este partida cu Galațiu, ce și ce așa. Am muncit pentru echipă, bine, am jucat și în 10 oameni de prin minutul 50, apoi a fost partida de la Cluj, n-am mers pentru că a avut un accident din ăsta, că s-a dat cap în cap cu cai. Pe urmă a fost partida cu Târgu Mureș, am câștigat-o și cu o inspirație a lui, a scos penaltiul. Da. Să urmă ce a venit. A venit meciul cu Dinamo, o prestație modestă total. A venit meciul de acasă cu Chiajna, iară modest. Dacă vă aduceți aminte, ne-au dat aia gol în minutul 3 din hențul lui Varga. Da, apoi am avut posibilitatea să egalăm în minutul 15. El a avut ocazie mare, singur, cu portarul, a ratat-o când putea să-l dribleze. Și a avut o prestație modestă. Apoi a venit meciul cu Iași înainte nu, de... Nu, a venit meciul cu Brașovul și am decis să-l schimbăm. L-am ținut pe bancă și a intrat în Noroce, a jucat cu Nuno Rocea vârf. Da. A dat două goluri. Nuno Rocea la... sau... nu. A dat un gol la meciul de la Brașov și a jucat după meciul cu Brașovul. E meciul cu Botoșaniu, nu mai știu dacă a jucat, cred că n-a jucat titular, a jucat-o cu Nuno Rocea la început, a intrat, pe urmă de la Iași, Nuno Rocea a dat iar două goluri. La Iași, înainte de meciul cu Iași, curele s-a și accidentat de altfel. Da, și apoi a fost accidentarea lui care a durat incredibil de mult. Pentru mine, chiar și astăzi aveam o discuție cu Felix, este inadmisibil, eu știu, să lipsești un... noiembrie tot, apoi decembrie este vacanța, începem în ianuarie și tu vii tot accidentat, noi plecăm în pregătire și el era tot accidentat. Adică tratamentul lui față de noi a fost unul superficial. Comparativ avut... cu bancul care... Da, păi de-aia am și spus, bă, dar ce accidentare a avut ăsta, bancul și-a revenit mai repede decât își revenea el sau a părut să la recuperare mai repede decât el. A avut vreo 3-4 luni de inactivitate, acum spre sfârșit să reface. Asta a fost cam dificil. Asta a spus, era un jucător la care eu speram pentru jocul pozițional și care putea să ne ajute. Păcate, îl vom redescoperi în sezonul viitor? Să va vedem, fi marele transfer? Ar fi bine. Pe mine m-aș bucura dacă... În orice caz, eu am vorbit cu el și acum la asta, la... nu știu ce face, dacă vrea să rămână sau să rezilieze sau nu știu. În orice caz i-am spus că vom acționa cu el cu fișe din asta de pontaj din momentul ăla, ca la uzină de acum încolo. Nu mai există, eu știu, accidentare superficială și foarte, foarte clară. Accidentarea care o are trebuie să fie, știu, dovedită cu RMN, cu, eu știu... cu acte medicale care... Nu neapărat acte medicale, și doctorul să ne explice clar cât țin această accidentare sau cât trebuie să facă. Și el obligat să își rezolve acest lucru. Dacă nu, una absență și de fiecare dată absențele respective. Conform, eu știu, regulamentului clubului, să fie tăiate din salariul lui. Pentru că, ți-am spus... nici nu este un jucător care este în lotul echipei, are postul acela de atacant. Trebuie să ne folosim de el, și el să înțelegem acest, dar și el să aibă participare din asta de 100%. Ivan a început foarte bine, a și marcat contra Stelei în meciul. Ivan e un jucător, e puști, că e un copil tânăr care are calitate. Dar la el trebuie să înțeleagă toată lumea că este tinerețea și sunt evoluții din astea fluctuante. Sunt evoluții fluctuante. Este și un, cum îi zice, un compartiment unde este concurența mare și ai nevoie, pentru că nu poți să trăiești. Acolo golul te ține? Pe noi toți ne ține una peste alta, ne țin golurile. Dacă, eu știu, că într-adevăr, bun, te organizezi, nu primești, dar trebuie să dai ceva ca să prinzi punctele alea de câte 3 de... Trebuie neapărat să marchezi. Ori este o concurență mare și nu ai timp acolo să faci nu știu câte încercări. A avut și evoluții bune, mi-a plăcut cum a jucat la Chiajna, dar și evoluții altelor, când am mers iară pe mâna lui,
că nu a fost cel care ne așteptam la el. Eu știu și efortul pe care îl depune, eu știu, pentru o echipă din asta profesionistă și la vârsta lui și a mai lăsat urme, eu știu, că dureri de spate, că dureri de picioare, chestii din astea inerente pentru să dați a spus, este un jucător tânăr, nu are o maturitate la, își arată exact vârsta care o are, adică de 18 sau acum 19 ani, adică da. Nu este un jucător să zic că are 19 ani, dar are maturitatea jucătorului de 23 sau 24. Sigur. Nu, dar este jucător de calitate, are o calitate greu pe care o găsești greu în fotbal, aceea de viteză. Muncească mult, e aceeași chestie care v-am spus-o și la Băluță. Depinde foarte mult numai de el, ceea ce înseamnă munca individuală, perseverență. Un atacant nu trăiește numai din antrenamentul care... Nu trebuie, dacă vrea să progreseze un atacant, să face mare, nu poate să trăiască numai din munca din antrenament. El trebuie să rămână tot timpul după antrenamente, pentru că în antrenament câte relori poți să faci din exercițiile care o să le ai, că mai vine rândul și la altul. Trebuie să vină și eu să-i faci 10, 15, poftim, ori să faci relori de 20, 30, să spunem. Nu poți cu 20, 30 de relori, că dai cu dreptul, dai cu stângul sau cu capul într-un antrenament, nu poți să trăiești să da. Epatezi. Trebuie să rămâi și să ți le exersezi după antrenament. Asta cu sutele, cu miile trebuie făcute pe săptămână. Dacă vrei, eu știu că apoi când îți vine în timpul meciului, că vine centrarea pe stângul, pe dreptul, la cap, din dreapta, din stânga, e biomecanică diferită de lovirea balonului în funcție de cum vine centrarea. Ori lucrurile astea depind numai de tine. Nu depind de antrenor. Că ți-am spus, noi îți facem exercițiile respective, dar restul, dacă vrei să ajungi și să faci ceva din fotbal, trebuie munca. Dacă nu, ești exact același lucru ce ți-am spus, că poți să rămâi și urci și... sau poți să da. Obori și să nu nici măcar să stagnezi, să regresezi. Sigur. Este o perioadă de vacanță pentru jucători, nu și pentru conducere, nu și pentru dumneavoastră ca antrenori. La ce să ne așteptăm? Vom avea parte de transferuri importante, spus, mai puține, mai mi-am multe? Mi-am spus punctul de vedere, dacă ți-au ce aminte și la da. Conferințele de presă, că sunt de principiu lume. Ca, eu știu, grupul ăsta de jucători să rămână în continuare. Pentru o oportunitate? Și, eu știu, dacă avem, să avem posibilitatea să aducem 2-3 jucători, în așa fel încât să ridicăm puțin așa, nu știu, procesul ăsta de concurență. Pentru că dacă ne s-a întâmplat ceva în returul ăsta, a fost și această lipsa concurenței, pe căderea respectivă. Și returul nu a fost de aceeași calitate cum a fost prima parte care am elogiat-o noi. Și datorită lipsei de concurență. Am renunțat la anumiti jucători. A fost o relaxare din asta, cum să spun, financiară pentru club, dar în același timp n-a mai fost benefică pentru evoluția echipei, pentru exprimarea. S-au văzut cam sigur că fac parte din lotul de 18 și a intervenit o anumită blazare. De asta spun 2-3 jucători, dar nu de dragul de a aduce jucători care să își merite, eu știu, fiecare cent care este plătit din salariul respectiv și care să ne ajute. Așa cum a fost, ai văzut, a început campionatul într-un și apoi au apărut Bălgrădean, Baua, da. Brandan, Târnăcov, jucători care au ajutat echipa. Tot pe același principiu gândesc și acum să facă cei din conducere. S-a spus, nu sunt... Ați vrea să începeți pregătirea cu ei, să aveți echipa... Ar fi bine, pentru că știi cum e, mai câștigi din timp așa, ceea ce înseamnă relațiile de joc și altceva când pregătești fotbalistul în perioada de pregătire și altceva când îl pregătești în timpul campionatului. Sunt alte dovadă cu Curelea, care a venit după ce noi am terminat pregătirea la vreo lună după ce am terminat pregătirea de iarnă, a venit să încep să-i faci iară pregătire, să-l iei, să-l bagi, 10-15 minute, știu, și pe discuțiile care le-au avut ei el cu clubul vis-a-vis de
niște clauze, de clauze contractuale. Am fost și la el și la Ferfele. Suntem printre puținele cluburi care nu avem probleme financiare. Este mai relaxant și pentru dumneavoastră ca antrenori în a achiziționa jucători această situație în care nu trebuie neapărat să vă uitați în fundul buzunarului? Este mai ușor, e bine și pentru noi și ca mod de lucru cu echipa, în ciclurile săptămânale, faptul că nu sunt sau probleme salariale sunt rezolvate. Sunt probleme care sunt scrise clar în contract vis-a-vis de punctele care trebuie plătite, când le câștigi. Problemele astea la alte, dacă vin jucătorii, știu că vin la un club serios? În care, serios și nu sunt probleme. Când am mai avut, aveam odată o discuție cu un jucător și ce rost. Bine, este un plafon salarial, este o anumită, o politică de salarial așa la club și exact apropo de acest lucru discutam cu cineva și îmi spunea că ce avantaje a avut, că la Cluj, să spunem, era jucătorul respectiv, dacă avea salariu mare, dar că nu-l primise de prin noiembrie. Cam astea sunt lucrurile. L-am spus, nu este o politică din asta sau nu este, sunt niște salarii foarte mari sau astea sunt salarii. Dar eu zic că sunt salarii cât se poate de pertinente și în conformitate cu, ți-am zis, cu starea socială a României, e exact ce trebuie. Ce trebuie. Vorbeam mai devreme despre jucători doriți sau, mă rog, posturi care doresc a fi acoperite. Despre plecări ne puteți spune ceva? Și a exprimat vreun jucător intenția de a părăsi? Știu doar că Brandan este fiind la sfârșitul contractului, are opțiunea de prelungire. Am înțeles că s-au înțeles deja părțile. Probabil, se înțeles să rășdem, dar știu că nu semna asta, era o situație din asta de a avea niște oferte din China. În rest, s-a spus orice jucător are dreptul lui să ducă, să discute cu ăsta, este și transferabil de către club și el poate să discute cu clubul o reziliere de contract dacă are în altă parte. Întotdeauna e bine să lucrezi cu cineva care are toată deschiderea pentru tine, pentru clubul tău, pentru așa e cel mai bine. Dar problemele de reziliere nu sunt ale mele, sunt ale patronului ai clubului, nu sunt jucători, eu n-am puterea asupra jucătorului. Da. Jucătorii sunt ai patronului, el are drept de asupra lor și de discuții și toate problemele financiare se discută acolo, nu particip la negocieri de tip contractual sau la că... Cum spuneați dumneavoastră, antrenorul antrenează. Așa este cel mai bine. Așa este. Și cât se ține acest lucru, cât se menține acest lucru, lucrurile, cum să spun, sunt și rezultatele. Vin și rezultatele. Uite că nu întâmplător. Sunt aceste, și locul ăsta 5 al nostru sau prestația asta care a avut o echipă nou promovată în primul an de divizia A. A creat foarte multe probleme altor echipe, o echipă foarte greu de jucat cu noi, așa cum spuneam, mult timp a fost acest lucru, poate au fost excepțiile respective care sunt 2-3 jocuri, dar în rest a fost foarte, foarte, și pentru că lucrurile, fiecare și-a păstrat poziția lui și respectul față, eu respect pe patronul pentru ceea ce face și el mă respectă pe mine pentru anii mei și experiența mea. Din partea adică asta, nu numai pe mine, pe noi, pe mine, pe Sandy, că noi suntem cei care... Eu când vorbesc eu sau la mare, nu l-am mai... Da. Poate așa, din obișnuință, nu l-am mai trecut peste noi, dar tot ce s-a făcut împreună și asta și... Noi, jucătorii, la rândul nostru, fiecare cu presiune, ei pun presiune pe noi, patronii pe noi, noi punem presiune pe jucători. E o chestie de și publicul ierarhie. Publicul pe toți, pentru că el vrea rezultate, vrea spectacol. Goluri multe. Uneori se pot, dar alteori nu. Da. Asta trebuie să înțeleagă. Ce vreau să vă întreb, în Austria, deci reluarea pregătirii va avea loc pe 14, da, 15, pe nu, pe, da, pe 15, nu pe 14, că 14 e duminica, da, 15. Pe 15 luni. Începem luni, 16-17 este vizita medicală, 18 facem antrenament și plecăm la
după seara la București. A doua zi se pleacă în Austria. Pe lângă Innsbruck, am înțeles. Da, este o zonă din asta. Vom avea și adversari cu nume astăzi, mari. Nu prea găsești. Nu găsești la vremea aia, sunt foarte puțini care sunt în pregătire. Astăzi chiar am primit așa întrebăm. Asta este să vă spun de aici. Exemplu, Apoel Nicosia rămâne să semneze contractul pe 24, da? 27 Vaduz, e o echipă care joacă în Elveția. Elveția, da. Dar este din Liechtenstein, dar joacă în Elveția. Și joacă în cupele europene. Da. 29 cu Chesti, parcă, da, n-am nicio chelare, mă scuz, locul 2 sunt mai din Albania. Pe data de 2 iulie cu Dinamo Kiev, urmează ca pe 1, pe 1 sau pe 30, să vedem să mai luăm un joc. Cam ăștia sunt jocurile. Ți-am spus, adversarii în perioada respectivă sunt puțin care încep campionatele ceva mai târziu și... Vă gândiți și la un meci de prezentare al echipei, așa cum se făcea odată? Nu știu. Pentru nu știu, public. Să vedem acum. Să vedem. Dar știi cum e? Nici nu e așa o... Știi, cu stadionul, cu... Nu e atmosfera. De... Aș fi gândit, dacă ar fi fost nocturnă, știu, să faci un... Atunci e caniculă în august. Din ăla cu câte 4-5 de metri s-a făcut. Am pe la Pandurii, am făcut o chestie din asta destul de frumoasă. Acum e mai greu. N-ai cum să faci. Da. În păcate. Știi? Ne apropiem cu Paș Repes de finalul emisiunii, dar nu aș vrea să punem punct până nu vă întreb de echipa a doua. Iată, cu două etape înainte de finalul Ligii a patra și-a asigurat prezența în barajul de promovare. Trebuie să promoveze. I-ați urmărit foarte echipa foarte. Echipa a doua trebuie să promoveze. Asta trebuie să promoveze, să vedem și tragerea la sursă, să vedem cu ce județ va juca. Da. Se va organiza și pentru acest lucru, pentru meciul de baraj, meciul respectiv de baraj. Am spus, echipa pleacă 19, echipa pleacă acolo, o să opresc. Probabil eu o să mă duc pe 21. Rămân și eu pentru baraj. Să mă uit la jocul ăsta de baraj, sigur. Responsabilitățile nu sunt ale lui asta, al Mogoșeanu. O să-i dăm jucători destul. Asta voiam să vă întreb. Dacă cred că cei care au mai jucat, care au și sunt pus pe listă, că nu pot să schimbe. Dar probabil Straton, Avrămia și... Cei 7 care sunt pe listă. Și mai mulți. Vedem care mai sunt pe acolo. Toți vor rămâne și vom pleca pe 21. Vom juca partida, vedem unde jucăm acasă, în deplasare, vedem care e. Și în funcție de rezultatul respectiv, în funcție de rezultatul respectiv, să pot întoarce pentru 27 sau dacă nu, că este un rezultat bun, eu știu, cu o anumită diferență mare de scurt. Și așa ar trebui să fie, pentru că ți-am spus, opresc jucătorii, ceva apar cu, eu știu, cu țin, cu bancul, cu, eu știu, să vedem Băluță, ce avem? Hergelegiu, Curelea, ce avem la Ivan, ce avem la dispoziție? Mă uit acolo și vedem și fixăm în așa fel încât să lucrurile să meargă jnur. Până atunci... o șansă mare, pentru că trebuie promovat. Este altceva și pentru echipa. Ajută și echipa mare acest lucru, pentru că e altceva să joci. E al nivel. Sigur. E altceva să joci în județ, altceva în divizia C. Și acolo, iar, tot așa cu o gândire de promovare, poate, sigur că este o dificultate mai mare financiară, dar în același timp este mult mai bine pentru echipa mare, ca și eu știu, rulajul jucătorilor. Care... Da. Între timp, cred și ăștia micii, pentru că dacă este ceva ce este un vid aici la o anumită perioadă, știu, de 90, am mai spus, 90, 91, 92, 93, 94, 95 jucători care au plecat. Și încep în timpul să crească ăștia de 97, 98, 99, 2000, am văzut niște copii foarte buni. Îi așteptăm. Craiova ar avea, da, dar până cresc ăștia. Îi așteptăm. O să se bucure de stadion. De stadionul nou, să crească, să poată să joace pe stadionul nou, dar au calitate. Am văzut vreo câțiva cu calitate. Din păcate, timpul emisiunii noastre a expirat. Va trebui să vă mulțumim, să vă urăm o vacanță cât mai plăcută, atât cât mai rămâne.
Bineînțeles, distracție plăcută sâmbătă, pentru că vă știm într-un eveniment foarte important atât din viața dumneavoastră cât și a familiei. Da, iar dumneavoastră vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Nu uitați, joi, repriza de sud. Rămâneți cu bine!